Înfrângere în ultimul meci din 2023. Ce ar fi de spus după acest joc? Care sunt concluziile tale? Un meci, eu zic că destul de modest din nou. Chiar dacă am avut puține momente bune, am luat un gol foarte, foarte ușor. Eu cred că e o greșeală foarte mare a noastră. Nu cred că era un gol imparabil, uitându-mă acum și pe reluare. Am avut și noi, cred că, un gol valabil în repriza a doua. Am uitat acum pe fază, e mai mult decât la limită. Nu cred că a fost offside atât de clar. Nu cred că se vede bine nici pe reluare, dar pe ei în timp real. Dar cred că nu meritam oricum mai mult de un punct astăzi. Dacă era să luăm așa, nu am luat oricum nimic. Încheiem un an destul de ciudat așa, cu primul 2023, cu prima parte foarte bună, partea a doua foarte proastă. Lotul este destul de subțire și numeric și valoric, pentru că până la urmă asta e concluzia mea după o lună de zile. Astăzi n-am avut decât juniori pe bancă, acesta este lotul. Am avut și câțiva jucători accidentați, dar una peste alta cred că avem nevoie de foarte multe, foarte mulți jucători noi în această iarnă pentru a începe să ne luptăm din ianuarie încolo pentru rămânerea în Liga a doua, pentru că așa e foarte greu. Deci în situația în care suntem noi acum e foarte greu. Asta e realitatea și din păcate unii jucători au arătat că nu pot să facă față la nivel de Liga a doua. Asta e. Ți-ai făcut deja un plan? Poate ai niște jucători în minte și sigur că nu o să poți să-mi spui, dar ți-ai conturat așa o idee unde sunt posturile pe care ai nevoie de jucători noi? Da, clar, pentru că am făcut o analiză după aceste 4-5 săptămâni aici și aceste 4 meciuri. Mă așteptam un pic la mai mult, sincer, de la mai mulți jucători. Nu prea îmi place mie să vorbesc despre, niciodată n-am vorbit despre jucători, dar din păcate asta e realitatea. Au fost jumătate de an în care nu s-a făcut nimic notabil, indiferent cine a fost antrenor, cine a fost până în primele 10 etape, cine a venit după, rezultatele sunt aceleași și probabil nu numai antrenorii au o parte de vină. Bineînțeles, toată lumea are o parte de vină, dar foarte, foarte puține realizări. Și e clar, da, am în cap anumite poziții unde trebuie să aducem, e clar. Sper să putem aduce jucători cărora să le fie foame să joace în Liga a doua, în primul rând să vrea să ajungă în Liga 1, așa cum au ajuns băieți de aici la finalul sezonului trecut sau la echipele naționale, și vreau un pic mai mult de la jucători. Adică n-am văzut acel spirit, n-am avut acea dorință, n-am văzut poate nici orgoliu, nici mândrie. Ne luptăm foarte puțin, foarte ușor cedăm duelurile. Din păcate, fiecare are o limită, dar noi suntem aici ca să luăm decizii și să încercăm să completăm lotul în așa fel încât să rămânem în Liga a doua. Mai rău decât să pierdem meciuri, nu cred că poate fi, de asta eu cred că lotul necesită modificări foarte, foarte mari. Dacă ți-ar fi spus cineva, Dragoș, o să te întorci la Unirea Deș, o să ai 4 înfrângeri consecutive, ce ai fi? Ai fi crezut că e posibil? La orice poate să fie posibil, adică știam că lotul este destul de subțire, că nu e o noutate pentru mine. M-aș aștepta, sincer, să acumulăm măcar câteva puncte ca să ne țin acolo aproape de celelalte echipe, dar se poate întâmpla orice. Nu pot să zic că mă așteptam. Într-adevăr, nu convine, nu îmi place. N-am avut 4 înfrângeri niciodată în ultimii 3-4 ani de zile aici, consecutive. Dar știu ce avem, am văzut ce avem la dispoziție. Asta e situația. Să joci, mai ales acum în ultimele 3-4 meciuri, nici măcar n-a fost lotul cu care am început sezonul, cu care s-a început sezonul, pentru că sunt diferite probleme la Cătinean, Roș, Adipop, Ciuciulete și alții care joacă cu injecții și abia se antrenează. Nu mai vorbesc de a juca, abia joacă. Dar am văzut, nu numai eu, vede toată lumea că avem nevoie de altceva, de un suflu nou, de jucători cărora să le fie foame și să vrea într-adevăr să joace pentru Unirea Deș și la Liga a doua. Nu cred că e doar părerea mea, eu cred că e părerea
tuturor celor care suntem implicați aici, că avem nevoie de schimbări foarte, foarte mari. Pentru că așa nu se poate. Deci așa e, mergi din înfrângere în înfrângere, pentru că nu... Asta e realitatea. Nu am nimic personal cu nimeni. Toți sunt băieți foarte buni, ca și oameni, dar din păcate pe teren nu arătăm... Sau nu putem, nu avem realizări, din păcate. Oricine ar fi, realizări nu sunt. Și aici cred că... De asta cred că trebuie să fie anumite schimbări. Se apropie sărbătorile, ai un mesaj pentru susținătorii acestei echipe? Da, și puțin câți au fost astăzi, îi apreciez, pentru că vremea a fost așa și așa, și mai ales după o zi de 1 decembrie, când toată lumea, și un weekend în care toată lumea e liber, e liberă. Eu mi-aș dori ca ei să fie aproape, pentru că o să fie o lună de vacanță, două luni de pregătire aproape, în care eu sper că jucătorii pe care o să-i aducem, pentru că și aici nu o să fie foarte, foarte ușor, jucătorii care o să-i aducem să fie susținuți în continuare și să creadă toată lumea că putem să, chiar dacă o să fie la ultimul meci, nu contează când, putem să rămânem în Liga a doua pentru acest sezon și să refacem lucrurile așa cum au fost în ultimii 2-3 ani de zile, pas cu pas până la urmă. Le doresc și lor sărbători fericite. Până la urmă e un sport și noi suntem dezamăgiți, cred că și ei care vin și susțin echipa nu sunt foarte fericiți pentru acest sfârșit de an, dar fiecare an e diferit și eu sper ca de la sfârșitul lunii februarie să arătăm altfel. Eu nu sper, cred că o să arătăm altfel, cumva, o să arătăm altfel și cu suportul lor o să dăm tot ce e mai bun ca să reușim să rămânem în Liga a doua în acest sezon.